o anchetă. Însă ceea ce pe mine m-a stupefiat, m-a oripilat, este faptul că am înțeles din spusele dumneavoastră că v-au sunat copilul, dumneavoastră spunând încă de la ancheta precedentă și de la arestarea precedentă, că a venit copilul la dumneavoastră și v-a propus să vă sinucideți împreună. Dintre toate informațiile care erau publice, probabil că asta era cea care ieșea cel mai mult în evidență, cum să nu reții, mai ales dacă ești procuror în cazul respectiv, că cel pe care îl anchetezi a făcut această declarație. Și dintre toate lucrurile din lume, dintre toate variantele pe care ar fi avut să vă citeze, pentru că varianta corectă era să vă trimită o citație acasă. Nu vă trimit citația acasă, îl sună pe copil. Iar în această seară, dumneavoastră ați avut bunăvoința, v-am sunat din vreme pentru a vă întreba dacă vreți să ne acordați un interviu și ne-a spus la dispoziție dovada că copilul dumneavoastră a fost sunat pentru ca dumneavoastră să fiți chemată astăzi la DNA. Haideți să arătăm dovada. Iată, doamnelor și domnilor, un print screen. Este un print screen care ne arată faptul că pe un număr de telefon se primește un apel. Deci la 10:35 a sunat, a pierdut apelul, înțeleg, doamna Pătru, și a sunat la copilul înapoi, nu la 10:36. Da, a sunat copilul înapoi și a întrebat, m-ați sunat, cine sunteți? De DNA Ploiești suntem. Copilul a rămas stupefiat, vă dați seama. Și a zis, m-ați sunat dumneavoastră. Da, vrem să vorbim cu doamna Pătru ca să o cităm în calitate de suspect la DNA Ploiești, mâine la ora 10. Spuneți și dumneavoastră. Copilul a rămas stupefiat, a venit imediat acasă, a plecat de la școală, nu a mai fost în stare de nimic și a venit terminat. Nu știam ce să fac mai întâi, nu știam cum să explic că nu se va mai întâmpla ce s-a întâmplat, pentru că oricum nu mă credea. Mai mă luaseră odată, mai îi promisesem odată că mă reîntorc la el și nu s-a întâmplat. A fost o zi ieri de neimaginat și o noapte în care nici eu, nici el nu am închis niciun ochi. De aceea o să-mi cer scuze, sunt foarte, foarte obosită, mai ales după ziua de astăzi. Doamna Pătru, chestiunea legată de copilul dumneavoastră ați făcut-o publică data trecută. Puteți să ne reamintiți momentul în care copilul, deci dumneavoastră ați vorbit public despre asta, copilul vine și vă propune să vă sinucideți amândoi? Da. Cum s-a întâmplat? Foarte grav. Atunci când am fost arestată în faza de urmărire penală, și m-au arestat, m-au dus la Crab Târgoviște. Acolo era loc pentru femei. Și i-am rugat pe procurori în prima fază să nu-i dea voie copilului. O înțelegeți? Pentru că nu vroiam să mă vadă în situația aceea. Mai o aveam decât pe mamă, care era bolnavă de diabet, făcea insulină, care săraca n-a putut să vină decât de două ori la mine. Numai că altora nu li s-a dat voie să mă viziteze și a rămas decât copilul. Trebuia să iau legătura cu cineva, trebuia să transmit informații de acolo prin cineva. Da. Și atunci a rămas să vină decât el. Nu vreau să vă mai descriu momentele acelea. Când venea la geamul acela să-și vadă mama și se prăbușea în plâns. Cred că a făcut o depresie puternică și cred că la următoarele vizite pe care mi le-a făcut, mi-a spus lucrul acesta și vă spun cu mare sinceritate, că probabil a făcut o depresie și efectiv nu putea să conceapă ce îi se întâmplă mamei lui și implicit și lui. Și atunci a venit cu propunerea aceea de la penitenciar, v-a spus să vă sinucideți amândoi? Da, da. A zis, mami, dacă nu ești aici, trebuie să facem ceva. Du-te și spune-le la procuror că ne sinucidem amândoi. Vă dați seama. I-am spus să fie puternic, că n-a murit nimeni din asta, asta e țara în care trăim. Dar ce zis unui copil care la vremea respectivă nu vedea decât negru în fața ochilor și atât. Și și-o dorea pe mama lui. Stătea până în ultima clipă. Acolo. Ne rugam de polițiști, să-l lase lângă mine, să-l țin în brațe, mi-l lăsau săracii, cred că aproximativ 10 minute, adică după geamul acela, știți cum este la arest. Și mi-l lăsau 10 minute și îl țineam în continuu în brațe și plângeam amândoi. I-am spus că o să se rezolve toate aceste probleme, este o perioadă care, peste care va trebui să trecem,
Dar, să spun, a fost foarte greu, mai ales acum că este în clasa 12-a și am examene cu el. Practic sunt examenele vieții. Este foarte greu. Doamna Petru, astăzi s-a întâmplat ceva foarte interesant. Dumneavoastră erați chemată la DNA în urma apelului. La DNA Ploiești, nu l-ați văzut pe procurorul Portocala astăzi, nu era acolo, nu? Nu l-am văzut. Bun, dar și... să știți că nu e mare diferență între procurorul Portocala și procurorul Onea. Și degeaba l-anchetează procurorul Onea, procurorul Portocala, pentru că știu amândoi ce fără de legi fac. Bun. Și în momentul în care dumneavoastră l-ați anchetată, era breaking news în breaking news. Al doilea breaking news venea din faptul că inspecția judiciară a venit la DNA Ploiești pentru a face o anchetă, iar informațiile noastre ale jurnaliștilor erau că, de fapt, inspecția judiciară a venit în urma unei sesizări a dumneavoastră. Este corect? Da. Ce sesizare ați făcut, puteți spune? Da, domnul Gâdea, am făcut un memoriu plus completări la memoriu, am depus înregistrări, probe, pentru că trebuie să demonstrez pe probe și nu pe vorbe, așa cum fac de fiecare dată. L-am depus împotriva procurorilor de la Ploiești și le-am probat ceea ce au însemnat toate abuzurile asupra mea în fază de urmărire penală. Aștept și eu un răspuns și un raport de la dumnealor. M-a surprins astăzi venirea lor, nu știam. Și atunci când i-am văzut pe cei de la inspecția judiciară și mi-am dat seama că sunt ei, pentru că doamna procuror care a intrat deja mă audiase într-o speță a memoriului meu pe care l-am depus. Că eu am două dosare la inspecția judiciară, o autosesizare în urma declarațiilor mele în anumite publicații, au făcut singură autosesizare și acest memoriu pe care eu l-am depus face obiectul altui dosar. Doamnă, vreau să vă întreb ceva. A spus că au fost multe abuzuri care s-au săvârșit împotriva dumneavoastră când ați fost anchetată și în baza acestor fapte sau faptelor pe care dumneavoastră le denunțați, a venit inspecția judiciară. Puteți să ne dați un exemplu de faptă care s-a întâmplat, de abuz care s-a întâmplat în perioada în care dumneavoastră ați fost anchetată? Nici nu știu cu ce să încep, sunt atât de multe abuzuri. Dați-mi poate cel mai elocvent exemplu. Scoaterile din arest fără avocat, așa, noaptea ca hoții, de dimineața până noaptea. Vă scotea din arest fără avocat? Asta este o încălcare gravă a legii. Tot timpul m-au scos fără avocat. Și de ce vă scoteau? Să fac denunțuri împotriva unor oameni politici. Și iertați-mă, vă chemau noaptea? Nu, mă chemau dimineața și mă țineau până noaptea, mă duceau noaptea înapoi în arest. Dar cum adică vă chemau dimineața și vă țineau până noaptea fără... Și dumneavoastră nu spuneați, dom'le, dar am nevoie de avocat. Domnul Gâdea, eram într-o situație, v-am mai spus, în care trebuia să-mi salvez copilul. Făceam tot ce vroiau ei. Dacă îmi spuneau să-mi tai o mână, îmi tăiam o mână. Dacă îmi spuneau să-mi tai un picior, îmi tăiam un picior. Doar să ajung acasă să-mi revăd copilul. După câte zile de stat în pușcărie vă aduceau ei? Care era tehnica? Câte zile v-au ținut și apoi când vă aduceau? În ziua cât a fost prima dată? Nu pot să-mi dau seama. Câte luni ați fost arestată? O lună jumătate. O lună jumătate. Dar v-au lăsat o săptămână? De două ori pe săptămână, o dată sau de două ori pe săptămână mă aduceau la DNA Ploiești. Ok. Și vă aduceau și acolo vă spuneau, denunțați, ce vă cereau? În primul rând, m-am pus să fac tot istoricul vieții mele, tot traseul vieții mele, traseul profesional, pe cine cunosc, ce lideri politici. Vă dați seama, lucruri pe care le scriam holograf și care au rămas la ei. Deci istoricul vieții dumneavoastră era scris în fața lor, fără avocat. Fără avocat, bineînțeles. Fără avocat, împreună cu denunțătoarea mea și avocația acesteia. Păi stați puțin, denunțătoarea era chemată și ea cu avocații? Păi da, doar eu eram arestată să mă văd cu denunțătorii, dar pe denunțătoare mi-o aduceau acolo. Dar venea denunțătoarea cu avocata ei personală. Nu tot timpul. V-au cerut explicit. V-au cerut explicit denunță-l pe cutare? Vai de mine, cum să nu? Pe cine v-au cerut să denunțați? Ajunsesem să fie rău, să nu mai știu ce să le spun, numai să nu fac lucrurile acestea. Pe cine v-au spus să denunțați? V-am mai spus și repet, pentru că nu mi-e frică și am probe în acest sens.
Liviu Dragnea este unul dintre ele. Vorbim despre el că este la modă, da? Liviu Dragnea. Au fost, cred că, zile în care, numai când mi-a venit rău, la un moment dat mi-au cumpărat ei de mâncare și au spus, doamne, hai să-i cumpărăm ăștia, că îi vine rău. Și până la urmă tot nu-i face de nozul Dragnea. Luați-o de aici, cu ea în arest, hai, Valea, știți? A doua zi... Auziți, dar totuși, e un lucru la care tot mă gândesc la asta cu copilul. Când m-a dus astăzi la DNA, da. Tu ne-a spus, domne, am înțeles, sigur, vreți să mă băgați la pușcărie, habar n-am. Dar da. Nu putea să mă sunați pe mine? Adică, de ce să sun copilul? Nu le-a spus treaba asta? Ba da, cum să nu? Și ce nu știu dacă ați văzut atitudinea mea, eu m-am dus foarte nervoasă astăzi și am spus și domnule Ionă, domne, nu se poate așa ceva. Este un abuz mai mare decât cerul. Nu se poate să-mi sunați copilul. Așa, și ce v-au spus? De ce insist pe subiect? Că nu avea numărul meu de telefon. De ce insist pe acest subiect? Că i-am spus de 2-3 ori și eu foarte nervoasă așteptam un răspuns de la dumnealui. Și mi-a mai spus că n-a făcut-o cu intenție. Și m-a întrebat de ce insistați pe subiect? Adică era vorba de faptul că v-au sunat copilul să vă cheme la pușcărie și de ce insistați pe subiect? Da, păi exact când am ajuns în fața lor, i-am spus, domnul Onea, nu e posibil. I-am spus, domnul comisar, nu știu care dintre ei l-au sunat, dar probabil l-au sunat, probabil un comisar șef, da? Când doar nu-l suna domnul Onea. Și a zis, domnule, de ce insistați pe subiect? Pentru că nu am avut numărul dumneavoastră de telefon. Zic, și l-ați avut al copilului. N-am făcut-o cu intenție. Și s-a închis subiectul. Bun. Și, deci, abuzurile erau faptul că vă scoteau din arest ca să faceți denunțuri. Dar dumneavoastră a spus puțin mai devreme că în situația în care erați arestată, cu copilul acasă, cu situația pe care ați descris-o, erați în stare ca să faceți orice, să ieșiți de acolo. Spuneați, dacă îmi spuneau să-mi tai o mână, îmi tăiam o mână. Cu toate astea, de ce nu l-ați denunțat pe Liviu Dragnea? Pentru că nu aveam ce fapte să denunț, numai să spun niște minciuni, nu? Păi asta e problema în România, puteți să spuneți ceva. Asta, pe ce credeți că este dosarul meu de astăzi făcut? Pe niște denunțuri mincinoase. E, aceleași lucruri le vor și de la alții, cum am fost eu. O femeie arestată, ca la închiziție, mi-aduceau copilul, îl vedeam, plângeam, eram în stare să fac orice. Numai că nu poți să faci orice, indiferent de situație. Dacă vrei să dormi bine noaptea și să-ți mai remușcări, nu faci lucruri pe care le regreți, indiferent de situație. Și pentru și vă spun că am rezistat cu stoicism. Domnul. Bun, noi am vorbit mai de Liviu Dragnea. N-a fost mai Liviu Dragnea. V-am spus așa, că era la modă, că l-am auzit și pe dumnealui că s-au mai cerut și în alte părți. S-a fost vorba de Victor Ponta, de Ghiță, de cine vă spune, Elena Udrea. Mai este vreun alt abuz pe care l-ați denunțat la inspecția judiciară? În afară de faptul că vă scoteau fără avocat din arest? Da, faptul că mi-au impus un avocat de al denunțătoarei mele. Cine v-a impus un avocat? Adică, de fapt, vă puneau un fel de bodyguard ca să obțină de la dumneavoastră și comportamentul dumneavoastră în fața anchetei judiciare să fie în conformitate cu ceea ce vroiau ei. Cine v-a impus acest avocat? Procurorii. Da? În general, procurorii mi-au spus că dacă nu iau acest avocat, voi sta acolo 5 luni și nu voi vedea copilul. Ce vroiau ei, de fapt? Știți că nu au probe la dosar și știu că acel dosar este făcut pe denunțuri mincinoase, tot ale doamnei Socol. Da? Da? Mă rog, doamna Socol e un instrument al lor, nici nu vreau să mai vorbesc foarte mult de dumnea ei. Știau că nu au probe foarte multe, că denunțurile erau făcute așa cum erau făcute, trebuiau să găsească o soluție și să-mi aducă un avocat în așa fel încât să recunosc toate faptele așa cum ei le-au reținut. Asta au vrut, asta au avut. Am spus la un moment dat, gata, nu mai suport, trebuie să plec la copilul meu, vă recunosc tot ce vreți voi. Îl iau și pe avocatul minune al acestei lumi și fac tot ce vreți voi. Lăsați-mă să merg la copilul meu. Așa s-a întâmplat, așa am ieșit eu din pușcărie, pe o recunoaștere a unor fapte care nu există, domnul Gâdea. Cu cine a stat în pușcărie, în arest, în celulă? Am stat cu două domnișoare. N-aș vrea să folosesc cuvintele urâte, dar cred că erau ceva traficante de minori. Nu știu exact. Eram atât de supărată că nici nu înțelegeam pentru ce au fost ele aduse acolo. Ce a zis copilul când m-ați întors astăzi acasă? Ce să zică?
Îi scriam tot timpul mesaje, că nu știu dacă ați văzut, am stat foarte mult pe hol, domnul Onea ne băga câte 20 de minute, ne mai scotea câte 30 de minute, a venit și inspecția judiciară peste ei, erau oarecum bulversați de situație. Și atunci, ca să liniștesc copilul, tot timpul luam telefonul, că eu n-am încredere să las telefonul nici la ei, că pot să-ți umble în telefon. Și mi-aducea avocatul telefonul și în permanență îi scriam ca să fie liniștit. Îi spuneam, se întoarce mami, se întoarce mami, dar de ce nu vii, dar de ce te ține atât? Zic, nu știu, probabil durează ordonanța de punere în mișcare a urmăririi penale. Îi explicam, cât știe el, cât înțelege el, sărac. Doamnă, în perioada în care erați în funcții foarte importante, vicepreședinte la Autorității Electorale Permanente și președinte, eu v-am criticat foarte aspru, foarte dur. Acum însă, când văd lucruri care mi se par, eu cred că oriunde în lume s-ar fi întâmplat așa ceva, opinia publică n-ar fi înțeles. De ce să citesc pe cineva sunându-i copilul? De ce să nu folosești forma legală, corectă de citare? Iei un plic, faci o citație, o pui în acel plic, o trimiți eventual recomandată să fii sigur cu semnătură de primire, ca să fie lucrurile așa cum se întâmplă într-un stat de drept. Eu am înțeles că, într-adevăr, sunt unii disperați în aceste zile și simt nevoia ca să facă un show mediatic. Uite, l-aducem și pe ăla, l-aducem și pe ăla. De-aia sunt ei împotriva noastră, pentru că noi luptăm cu corupția. Bun, asta am mai văzut-o, se întâmplă, nu e niciun fel de problemă. Și dacă, într-adevăr, există lucruri pe care le-ați făcut greșit, e corect să se facă o anchetă. Problema e așa. Chestiunea asta cu copilul, scoaterea din arest. Ne-am uitat și noi, probabil că mulți dintre noi inițial ne-am făcut cultura democratică și juridică uitându-ne la filme americane încă de pe vremea dinainte de 1989. Și prima dată când venea ofițerul de la poliție sau de la FBI spunea: ai drepturi. Ai dreptul să nu spui nimic. Ai dreptul la un avocat. Ai dreptul, ai dreptul, ai dreptul, ai dreptul. Sunt chestiuni elementare. Nu e legal să scoți pe cineva și să-l pui să dea declarații fără să aibă avocat, să îi impui avocat și așa mai departe. O să vedem ce găsește inspecția judiciară și dacă această anchetă va fi făcută corect. Mai aveți ceva de adăugat? Am prezentat proba mai devreme a faptului că într-adevăr a fost sunat copilul. Mai aveți ceva de adăugat? Nu, domnul Gâdea, vă mulțumesc mult și vă urez succes în continuare.